de vorba acum și cu directorul general adjunct al companiei. Domnule Boiescu, vă rog să-mi spuneți cum se aplică strategia Egon cu toată sinceritatea și la nivel intern, pentru că vorbim până la urmă despre viața de companie a Egon Asigurare. Chiar dacă Sloganul acesta, Egon, cu toată sinceritatea, este relativ nou de undeva până într-un an. Abordarea care există de obicei într-o companie relativ mică, cum este Egon în momentul de față cu până în 50 de angajați, el se aplica și înainte. Și acest lucru înseamnă că într-o astfel de companie rezultatele și activitatea fiecăruia sunt foarte vizibile, atât cele pozitive cât și cele mai puțin pozitive, care câteodată există. Și atunci această abordare ego cu toată sinceritatea înseamnă că fiecare sau activitatea fiecăruia este extrem de transparentă față de ceilalți Știm foarte bine pe cine ne putem baza și în ce momente, și acesta cred că este lucru cel mai relevant legat de această de această abordare. Ce ați spune cuiva care v-ar întreba care sunt principalele avantaje pe care le-aș avea dacă aș deveni un membru al echipei Egon Asigurări de Viață? Aceste avantaje cred că sunt foarte mult în funcție sau se raportează foarte mult la ce dorește fiecare persoană ce vă pot spune e ce m-a atras pe mine în această companie și ce am perceput ca și, ca și avantaj. Și anume, fiind o companie relativ tânără, aici, dacă ești capabil și îți dorești să dovedești, poți să o faci. Eu înainte să lucrez în Ego am lucrat în altă companie, mult mai veche pe piață, mai așezată, unde lucrurile erau aranjate, setate într-o mare măsură, deci inputul personal se manifesta într-o proporție mai mică. Aici însă lucrurile au stat cu totul și totul altfel, lucrurile care le-am implementat eu alături de colegii mei au fost mult mai consistente și ăsta a fost, acesta a fost principalul atu pe care l-am văzut lucrând în NEGON. Iar al doilea, iarăși la fel de important, faptul că Egon, ca și grup, la nivel de grup, la nivel de regiune, este o corporație foarte deschisă care pune foarte mare pres pe valorificarea experiențelor fiecăruia, inclusiv dintr-o țară în alta. Și acesta este un lucru care iarăși te ajută să te dezvolți și să crești și să faci mai bine ceea ce ai de făcut că vorbim despre dezvoltare, mulți dintre colegii dumneavoastră au menționat deja dezvoltarea profesională și personală ca fiind principale avantaje de a face parte din echipa Egon. Care, cum investește compania Egon asigurări de viață în dezvoltarea membrilor echipei sale? Cu mulți ani în urmă uh, am lucrat în training, am fost trainer și la un moment dat, la unul dintre cursuri, un consultant mi-a spus că cel mai bun training nu este cel pe care îl livrez eu în sala de curs, ci cel mai bun training este întâlnirea cu clienții. Și pe un moment n-am înțeles, înțeles exact ce a vrut să spună, dar după aceea mi-am dat seama. Revenind la întrebarea dumneavoastră, cred pentru mine și pentru colegii mei, cel mai bun training este dat de ceea ce trebuie să facem zi de zi pentru că obiectivele pe care le avem de atins, activitățile în care ne implicăm, sunt provocatoare și ne pun la încercare și capacitățile intelectuale și, și cele fizice, ca să spun așa. Pe lângă acest training care exact, poate mesura puțin este cel care este dat de activitatea de zi cu zi, de mai bine de 2 ani, am conceput un sistem de instruire a oamenilor axat pe de o parte pe nevoile generale și aici ne-am axat foarte mult pe trainingul de comunicare cât și în plan secundar pe nevoile de instruire ale fiecărui, ale fiecărui în parte, ale fiecărei persoane în parte, în funcție de poziția pe care o ocupă în companie și în funcție de obiective pe care trebuie să le atingă. Și am corelat aceste lucruri și atunci ca și, o, ca și o concluzie la întrebarea dumneavoastră, fiecare beneficiază atât de un program de training general sau generalizat, cât și de un program de training sau de instruire customizat nevoii sale. Și am o ultimă întrebare. Care este modelul de lucru promovat în cadrul companiei? Prin urmare, care este atmosfera de lucru pe care căutați să o construiți în cadrul legona Asigurări de Viață? Atmosfera de lucru cred că e dată de două uh, elemente. Primul e reprezentat de obiectivele companiei, unde vrem să ajungem financiar sau ca și poziționare în, uh, în piață, și asta face ca activitatea să fie foarte dinamică, foarte efervescentă. Și al doilea element care contribuie la acest, uh, această atmosferă e dat de oameni, de calitatea lor, de pregătirea profesională și cea umană astfel aș face o analogie așa foarte, foarte sugestivă zic eu, e ca și când ai conduce o mașină foarte bună ai de atins un anumit obiectiv, o anumită destinație într-un interval de timp relativ scurt, mașina respectivă îți dă viteza necesară iar oamenii sunt cei care îți dau confortul, în cazul nostru, ca ajung la destinație în siguranță și în parametrii doriți.